Stimați telespectatori, bună seara și bun găsit la ediția din 12 martie a telejurnalului. Iată titlurile. În fața guvernului Serbiei și în aleea cetățenilor merituoși, membrii guvernului, reprezentanții Partidului Democrat, colaboratorii și un număr mare de cetățeni au adus omagiu premierului Serbiei Zoran Đinđić, asasinat în urmă cu 21 de ani. Forumul balcanic de două zile a fost inaugurat astăzi la Budapesta, reuniune care promovează cooperarea și avansarea relațiilor în regiune. Vremea schimbă foaia. Mâine vom avea parte de vreme schimbătoare cu precipitații temporare. În fața guvernului Serbiei și în aleea cetățenilor merituoși, membrii guvernului, reprezentanții Partidului Democrat, colaboratorii și un număr mare de cetățeni au adus omagiu premierului Serbiei Zoran Đinđić, asasinat în urmă cu 21 de ani. Premierul Ana Brnabić și membrii guvernului au depus coroane de flori la locul în care s-a produs atentatul asupra ex-premierului Serbiei Zoran Đinđić. Pe lângă premier, la depunerea coroanelor de flori au asistat și membrii și miniștri Ivica Dačić, Goran Vesić, Jelena Begović, Mihajlo Jovanović, Danica Grujičić, Jelena Tanasković, Tomislav Momirović, Miloš Vučević, Aleksandar Martinović, Slavica Đukić-Dejanović, Tomislav Žigmanov și alți membri ai guvernului. Zoran Đinđić a fost asasinat la 12 martie 2003 la intrarea în clădirea guvernului la vârsta de 50 de ani. Đinđić a fost primul premier al Serbiei după căderea regimului lui Slobodan Milošević în anul 2000 și una dintre personalitățile cheie a schimbărilor politice în anul 2000. La împlinirea a 21 de ani de la asasinarea primului premier al Serbiei, ales în mod democrat, la mormântul lui Zoran Đinđić de la cimitirul nou din Belgrad, au aprins lumânări membrul Serviciului de Securitate al fostului premier Milan Verović, președintele Partidului Democrat Zolan Lutovac, locțiitorul președintelui Partidului Democrat Dragan Rakić, fostul premier Zoran Živković, precum și un număr mare de cetățeni. Această zi se marchează astăzi în mai multe locații din Belgrad, precum și în locul unde a fost ucis Zoran Đinđić la intrarea în clădirea guvernului Serbiei. La Budapesta a început forumul balcanic de două zile care impulsionează cooperarea și avansarea relațiilor în regiune. Scopul este ca țările din Balcani să răspundă împreună cu soluții durabile la actualele provocări și crize economice și politice. Problemele ce țin de aprovizionarea sigură și independența energetică în timpul conflictelor geopolitice și armate au fost temele dezbaterilor în cadrul panelului consacrat securității energetice în regiune. Țările trebuie să fie pregătite pentru aceste provocări, iar mesajul participanților la forum constă în faptul că acest lucru depinde de conectările energetice în regiune prin gazoducte, conducte de țiței și linii de transmisie electrică. Accentul se pune pe construirea în comun a terminalului LNG pentru gaze lichide, dar îndeosebe extinderea capacităților energiei nucleare și regenerabile, ceea ce prezintă și cerințele tranziției energetice. Ministrul Construcțiilor, Transporturilor și Infrastructurii, Goran Vesić, a anunțat că în curând va începe reconstrucția a 16 gări în întreaga Serbiei, fapt prin care continuă proiectul de reconstrucție a gărilor feroviare, având în vedere că anul trecut au fost reabilitate 27 de obiective. În reabilitarea încă 16 gări, dintre care 14 în Voivodina, vor fi investite 202 milioane de dinari, a declarat Vesić. El a precizat că este planificată reconstrucția gărilor feroviare din satul Nou Bukovački Salaș, Gajdo, Brazrenjanin, Putnička, Trenjanin Fabrika, Kovačica, Martinci, Melenci, Ostružnica, Platiče, Voralja, Rimski Šančevi, Pančeva, Svetozar Miletić, Futok și Šid. Investim în căi ferate, în construirea căilor ferate rapide, reabilitarea celor regionale, dar și în gările de tren, tot deopotrivă, precum la Melenț, cât și la Procop, a relevat Vesić. Ministrul Construcțiilor a anunțat că, pe lângă acest proiect, va fi reconstruită și gara feroviară Novi Beograd. Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a comunicat că tot mai mulți copii mor de malnutriție în enclava palestiniană.
Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut din nou un armistițiu în războiul dintre Israel și Hamas, însă eforturile depuse pentru încetarea focului, care să coincidă cu luna sfântă musulmană a Ramadanului, au eșuat, transmite Reuters. Forțele israeliene atacă fiecare zonă a enclavei cu scopul de a elimina grupul palestinian Hamas. Israelul a anunțat că verifică dacă unul dintre cei mai înalți lideri militari ai organizației islamiste palestiniene, Marwan Issa, a fost ucis într-un atac aerian asupra fâșiei Gaza. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a comunicat că tot mai mulți copii mor de malnutriție în enclava palestiniană. În cadrul proiectului pilot anunțat de Ursula von der Leyen de deschiderea unei noi rute maritime pentru a-i ajuta pe palestinieni aflați în pragul foametei, o navă care duce aproape 200 de tone de alimente a plecat azi dimineață din Cipru spre Gaza. Președintele american Joe Biden a declarat că Netanyahu face mai mult rău decât bine Israelului, ducând un război într-un mod care contravine valorilor țării. Ucraina a lansat astăzi un atac masiv cu drone și rachete în Federația Rusă, potrivit unui oficial rus. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat la televiziunea franceză că situația pe linia frontului este cea mai bună din ultimele 3 luni. Înaintarea rusă a continuat în estul țării, dar astăzi soldații noștri au oprit-o, a spus el. Centrala nucleară rusă Kursk a anunțat astăzi că funcționează normal după atacurile cu drone ucrainene asupra regiunii, transmite Reuters. Ucraina a lovit marți ținte în toată Rusia cu cel puțin 25 de drone și 9 rachete, într-un atac masiv despre care un oficial rus a spus că a declanșat un incendiu la o rafinerie importantă. Ucraina susține că a doborât 17 din cele 22 de drone lansate de ruși în noaptea de luni spre marți, relatează The Kiev Independent. Sistemele de apărare antiaeriană ale Rusiei au distrus o dronă lansată de Ucraina care zbura spre Moscova, a declarat premierul Serghei Sobanin, relatează Reuters. Sobanin a declarat pe Telegram că nu au existat victime și nici pagube în locul din districtul Ramenski, unde au căzut resturile dronei. În schimb, deși șeful NATO Jens Stoltenberg a confirmat că nu sunt planuri de a trimite trupe în țara invadată de armata rusă, șeful diplomației poloneze Radoslav Sikorski a declarat că personal militar NATO este deja prezent în Ucraina. Iubitorii de filme vor avea ocazia săptămâna viitoare să vizioneze 2 realizări cinematografice românești. În contextul marcării Zilei Francofoniei și a împlinirii a 31 de ani de când România a devenit membru cu drepturi depline al Organizației Internaționale a Francofoniei, Consulatul General al României la Vârșeț oferă spre vizionare publicului cinefil din Serbia 2 producții cinematografice românești de succes. Primul film se numește 6,9 pe scara Richter și este o comedie în regia lui Nae Caranfil. Toni, un tânăr actor de teatru, navighează cu greu între un rol complicat, o nevastă geloasă până la depresie și obsesia marelui cu tremur devastator, anunțat ca iminent de toți experții. Însă adevăratul cutremur pentru el se dovedește a fi reapariția neașteptată a propriului său tată, după decenii de absență. Proiecția filmului este planificată pentru miercuri 20 martie curent, la orele 20, la Centrul Cultural al Municipalității Zrenjanin. Cel de-al doilea film este Povestea unui pier de vară. E o comedie-dramă și e regizată de Paul Negoescu. Petru este profesor de matematică la Politehnică și, în ciuda celor 42 de ani împliniți, duce o viață lipsită de griji. Când prietena sa, Irina, rămâne însărcinată, Petru este forțat să-și schimbe stilul de viață și să se maturizeze în sfârșit. Acest film îl puteți vedea vineri 22 martie curent la orele 18 la Centrul Cultural Millennium al Municipalității Vârșeț. Filmele sunt subtitrate în limba sârbă, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Mâine va predomina vreme mai rece și închisă cu ploi temporare. Vântul va sufla moderat din sectoarele nordic și nord-vestic. Valorile termice minime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade, în timp ce maximele vor oscila între 9 și 13 grade. Joi și vineri, după o dimineață rece cu înghețuri slabe la sol, în cursul zilei va predomina vreme uscată în mai toate zonele. Weekendul va fi marcat de vreme similară și temperaturi în creștere.
Stimați telespectatori, aici se încheie ediția de astăzi a telejurnalului. Vă mulțumim pentru atenție. Cu informații noi vă așteptăm mâine la ora obișnuită. La revedere!